Ce priveliște de aici dimineață, zici că trebuie să revin. O să mergem astăzi să vedem elefanți, să vedem maimuțe. Ne-am aranjat turul cu un tip foarte fain de aici din Caosoc. El se spune Mr. Caosoc. Dacă aveți nevoie, îmi scrieți în comentarii și vă pot da contactul lui. E un tip absolut grozav, care ne-a și rezervat la niște prețuri. Am negociat, bineînțeles, totul se negociază aici, să nu uitați să negociați. La niște prețuri excepționale. Și tururile sper să arate foarte bine. O să vedem în continuare ce se va întâmpla. De 1200 de bați media per persoană pe zi. 1200 de bați înseamnă vreo 30 de euro. Și 30 de euro transfer cu mașina, maimuțe, elefanți, tură de spălat elefanți, rafting pe așa, rafting pe râu, prânz. Mi se pare fabulos. Am ajuns la elefanți. Astăzi este ziua cu elefanți, maimuțe, rafting pe râu și așa mai departe. How to live with the people. So this is the most important nowadays, the foreigner, NGO or something like that. A ce? L-ai observat? Ce mesaj subtil? Aha, ia să vedem. My sister, my sister. Hello! Da, mo nice to meet you. No chang, no fun. Aha, iată elefantul. Deci aici asta, dacă bei asta, mori. Dacă ești elefant, elefantul bea chang. Hey. E de vârsta voastră? Aproximativ. Merge la băiță, hai că și voi vă bucurați, băi, elefanților. Și noi, că și noi, și noi avem chef de o baie, bă, cât de cald e. Sunt 38 de grade. Hello! Ăsta-i mai bătrân. Deci aici mergem în râul Caosoc. Ne schimbăm pentru băiță și experiența este asta. Să intri în râul Caosoc bucurându-te împreună cu elefanții de răcoarea pe care ți-o dă apa. Hai, tati! Oh, și râul e cald! El son de Cuba, wow. Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música. Wow, chistare. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Bravo, mami. A două perii dacă se poate. Ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche. Ven, ven y juntos vamos a gozar. Y yo les traigo mi son son. Anda, si es la verdad. Y yo les traigo mi son son. Sabroso. Asta e cel mai răsfățat. Da, uite, trebuie să-i pe el. Hop, mă ridică tropa din când în când, zice, hop, mai dați-mi și aici. Era mare, mă, ăsta. Părea mic așa când dormea, dar acum e mare. Para bailar mi gente.
yo le traigo sabroso, rico, rico, son, 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 yo le traigo. Ay, yo le traigo mi son, 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 yo le traigo. Vamos a fiestar, mamita. Ay, yo le traigo mi son, yo le traigo mi son, 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 sabroso. Yo le traigo mi son, ay, qué rico suena yo mi son, traigo ay, mi son, qué rico suena. Yo le traigo mi son, eso es. Yo le traigo mi son, ajá. Yo le traigo mi son. Ahora yo le traigo mi son. El son de Cuba. How old is it? El son de Cuba traigo yo. 15 years old. Sé que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. Și de ce faci? A zis că este bebeluși, cum sunt și bebeluși și copiii care n-au stare și nu mai trebuie să sară să facă ceva, așa e și eu. Da, vreau să stai zbenguie. Zbenguie, da. Lati-vă la revedere, tati! Da, exact! You feel like summer days to me, wanting the sun and rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all to me, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames like romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Băi, salut, mă, gata, hai că plecăm. O să ne fie dor de tine, Wandy. Copii, cum a fost experiența cu elefanții? Muțele cică iubesc zâmbetele. Ia să vedem, zâmbiți. Ia să vă văd zâmbit. Să fiți cu zâmbetul mare, da? Că dacă vă văd zâmbind, maimuțele nu sunt agresive, ok? Să vedem maimuțicile. Sunt long tail macac. Și uneori se spune că vin pe aici și niște gimoni. Ia uite puiuții. Opa! Uite, da. Vedeți ce haioasă e cu momentul. Uite, strânge firmiturile, vezi? A, dar lasă în urmă, trebuie să ducă la coș. S-a strâmbat la voi. Atenție că e bălângăneală. Așa, jungle safari. Ia uite ce bambus aici. Oh. Yeah, iată plutașii de pe râul Caosoc. Ia, ascultați un pic pădurea, jungla. Aude,
Cicade? Cicade? Mhm. Ah, ne apropiem de zona în care probabil că pluta va începe să meargă un pic mai repede. Fiți atenți că începem să prindem viteză. Yay! Tare? We'll talk. Pornică? Are eu. Nu poate să fie prea grea. Coffee. Da, 10 minute coffee. Păi da, cu de toate. Hop. A, și aici bem în bambus. A, uite, mă, deci ajungem în locul în care trebuia să ajungem din prima zi. Uite, mă, încălnită de bambus. Aici, da, la cafeneaua asta. Și vom bea o cafea din bambus. Asta este... Da? Ce tare, pot să vedem mai întâi cănuțele de... Cănuțele din bambus. Uite cât de faine sunt. Stai, lasă un pic, că vreau să fac... chestia asta de pe margine. Vezi ce fain e lemnul? Cum e tăiat, tati, uite cum are... structura. Și aici avem hot water. Adică oamenii încălzesc apa în crenguțele de bambus. Și cu apa fierbinte de aici din bambus fac cafeaua. Lemne de foc cu briceagul, cu maceta. Că e o velă. Cumva. Și aici e prins cu o chestie care e lată și îngustă. Tulpina se transformă. Și uite cât de îngustă e. Da, 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 suntem duși cu plută astăzi. Okay, okay. Uite cum se prepară, veniți să vedeți cum se prepară cafeaua, că e super interesant. Deci ăștia au job, au înfișat postului plutaș și barista. Barista, da. Da, 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 da. Știi cum se numește? E Pluto barista. And coffee. Hello. Uite un șarpe în copac. Șarpe! E un șarpe aici. Uite-l șarpele în copac. A little bit poison. Nu știu ce înseamnă. Puțin veninos. Puțin veninos, dar ce înseamnă puțin veninos? Că că nu face. Șarpe! I think it's better don't disturb him. dacă cade, pică fix mie în cap, sunt exact sub el. Și nenea vrea să-l agite un pic ca să se miște, probabil. I think it's better now. No. Uite acolo. Negru cu galben. Deci, avem complimentării de la hotel, o supă pe care să ne facem noi. Cu... Aici sunt cărnuri, aici salată, condimente, aici se află o altă supă.
se poate face. Și aici supă iute. Voi și supă năiute. Ce să vă puneți? Și acum să vedem ce iese. Ia, bucătarii. Pune în supă, pune tofu, dacă vrei, o bucățică. Pune una într-o parte, una într-o parte. Creveții pune la sfârșit, noi punem acum. Copiii gătesc. Acum. Aici mami gătește, aici tati gătește, aici copiii gătesc. Acum vedem cine mănâncă. Ciucărci otrăvitoare, pune într-o parte, ai pus și într-o parte și într-alta, da? Da, trebuie să pui legumele, tata, iarburile astea ca să fiarbă, să-și lase zeamă. Hai că premiem cea mai bună supă. Ia mă ce supă am reușit aici. A, uite, Oleg, acolo deja e gata. Gătită de fiecare familie. Familia Cucu, familia Ciucu și familia Rucu. Suntem în Khao Sok area, în mijlocul junglei cumva, pe lângă lacul din Khao Sok. Și asta este cazarea de la Caligo Resort. Și voiam să vă arăt că arată într-adevăr spectaculos. Cam așa este. Vă arăt un pic și aici este un balcon, o să ieșim imediat pe balcon. Și aici... Aici e zona de duș. Ia. Deci dușul care are un geam, care dă tot către cada, care și ea la rândul ei dă afară. Da, cred că se poate sta pe plasa asta de aici. Uite așa. Și te uiți la apus.